în contextul anulării procesului alegerilor prezidențiale din 2024 de către Curtea Constituțională a României. Mircea Badea a făcut o declarație surprinzătoare în cadrul unei emisiuni recente la Antena 3 CNN. Omul de televiziune și-a exprimat admirația pentru Laura Codruța-Kövesi, actual procuror șef al parchetului european, pe care o consideră o opțiune pentru cursa prezidențială din 2025. Eu sunt pentru orice fel de candidatură în 2025, dar aș vrea să candideze și doamna Kövesi. Sunt un mare fan. Se vehicula la un moment dat, dânsa a negat, dar insist în legătură cu această candidatură, a zis Mircea Badea, deși Laura Codruța-Kövesi a afirmat anterior că nu are intenția de a candida. Contextul politic actual ar putea influența decizia acesteia. Într-o declarație anterioară, ea a subliniat că oamenii își doresc un candidat real, nu fantome. Cu toate acestea, situația tensionată din România, generată de decizia Curții Constituționale din 7 decembrie 2024, care a anulat rezultatul alegerilor, ar putea aduce schimbări neașteptate. Nu voi candida. Am văzut în ultima perioadă de timp că, în ciuda răspunsurilor mele, sunt persoane care încă analizează așa zisa mea candidatură. Probabil că sunt genul de oameni care iau decizii și apoi se răzgândesc. Nu este cazul meu. Nu m-am răzgândit și cred că discuția referitoare la alegeri trebuie să fie despre candidați reali. Pentru că dacă facem alegerile despre fantome, nu cred că este sănătos pentru democrație. Oamenii vor un candidat real, nu fantome. Iar dacă în continuare se măsoară fantomele, nu este ceva serios, a declarat Laura Codruța-Kövesi pentru Spot Media în martie 2024. Momentan, programul pentru reluarea alegerilor nu a fost anunțat, dar dezbaterile și speculațiile cu privire la viitorii candidați sunt în plină desfășurare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.